Am onoarea, domnule colonel. Ce ai făcut, Mircea? Ceea ce mi-ați ordonat. Am întocmit harta topografică din perimetrul Palatului Telefoanelor. Dar să știți că misiunea n-a fost deloc ușoară. Un ofițer care măsoară străzile în fața capșei cam de debănuit. Am măsurat totul cu pașii, pe urmă am transformat pașii în metri și am reținut toate datele în gând. Nu puteam desena pe stradă. E foarte proastă. Harta din asta puteam cumpăra și din comerț. M-ar fi interesat și tonetele, descrierea pavajului, indicații cu privire la străzile în pantă, lățimea trotuarelor. Aș fi vrut să știu dacă pe Câmpineanu pot trece paralel două tancuri. Permiteți să refac harta? Nu-ți permit. Îți ordon. Caută-l pe locotenentul Ștefănescu, de la serviciul tehnic. Am înțeles. Onoarea, domnule colonel. Mi s-a spus să mă prezint... Pe un ton mai jos. Mi s-a spus să mă prezint. Exact. Dar chiar dacă nu m-ați fi chemat, aș fi ieșit la raport. Am fost adus la comandamentul militar al capitalei acum o lună și jumătate și de atunci n-am făcut absolut nimic. Ce specialitate ai? Pirotehnician, domnule colonel. Deci dumneavoastră ești locotenentul Ștefănescu. Vino, te rog, puțin mai aproape. Pe acest petec de hârtie au fost consemnate datele dumitale. E foarte bine că l-ați ars, domnule colonel. Te-am rugat un ton mai jos. Mă scuzați. Mi-a fost recomandat. Mi s-a spus că pot avea încredere în dumneata. La ordine noastră, domnule colonel. M-am temut că am fost uitat. Cum puteam să uit o poreclă atât de caragioasă? Dum-dum. Dacă știți atât de multe lucruri despre mine, pot să vă spun că Dum-dum nu e o poreclă, ci un nume conspirativ. Sau cel puțin așa mi s-a părut că e conspirativ. Fii foarte atent. Te duci în pasajul Vila Gros. Acolo e o bijuterie. Proprietarul e un bătrânel cu părul alb, să-l recunoști ușor. Îi comanzi un inel de platină cu 3 brilianțe. El îți va comunica ce e de făcut. Poți să pun o întrebare? Nu. Am terminat. Te duci și ceri un bilet de voie pentru motive personale. Am înțeles, domnule colonel. Bănuiesc că vreți să aruncați o privire pe ultimile comunicate de pe front. Nu, Bernescule. Aș vrea să formulez o circulară către toate jandarmeriile din țară. Anunț că locotenentul Mihai Ștefănescu de la serviciul tehnic a dezertat. Să fie pus sub urmărire, arestat și predat tribunalului militar.
ziua. Alo, siguranța? Cu domnul comisar Preda. Mai repede, domnișoară, 221. Alo, domn Preda, eu sunt Borza. A intrat un locotenent. Da, s-a uitat în jur să vadă dacă nu-i urmărit. Mă pricep, ce dracu? Bun, îl urmărim. Cu ce? Ah, cu discreție, păi da, e militar. Dumneavoastră, domnule locotenent? M-ar interesa un inel de platină cu 3 briliante. Am impresia că ați rămas surprins. Am spus un inel de platină cu 3 briliante. Ba, aveți dreptate. Am rămas surprins. Nu mă așteptam la un militar. Sunteți pirotehnician? Da. Bănuiesc că aveți scule. Am. Și în ce le transportați? Dar asta de ce vă interesează? Trebuie să transmit un semn de recunoaștere. Am să iau cu mine o servietă din piele de porc galbenă. E bine așa? Bănuiesc că da. Azi, la ora 6 după masă, trebuie să fiți la Ploiești. La intrarea în tribunal, vă așteaptă un ceferist cu o singură mână. Îl întrebați ce forme trebuie îndeplinite pentru o acțiune de divorț. Ați reținut? Da. Un bilet la Ploiești, clasa 1-a. Mai am ceva, câte bilete dorești? Mulțumesc. A intrat în casă. Da, eu sunt. Ce, Georgescule? Stai să notez. Strada Maria Rossetti 9. Sigur, stai pe fază. Ce zici? Și-a luat bilet pentru Ploiești? Da, devine interesant. Cu cine ești? A, cu Borza. Mai aveți nevoie de cineva? Nu, așa m-am gândit și eu. Țineți-mă la curent. Mai bună dovadă de colaborare nici aș fi putut să vă dau. Oamenii mei sunt pe urmele unuia care se duce la Ploiești. Tu ce program ai azi? Obișnuit. Trec pe la nuții și după aia fac o belotă. Nu cred. Îmi propun un alt program? Sper că nu-mi familiază. Sunt până aici. Mergem la Ploiești.
Alo? Tot eu sunt. Nu vă faceți nicio grijă, am aprobarea departamentului. Sigur că da. Îl arestați înainte de Ploiești. Până atunci vorbesc cu cei de acolo să vă trimit o mașină la gară. Pe cât se poate, fără circ. Da. Da, am notat. Acceleratul 23. În acceleratul 231, pleacă în direcția Ploiești, Brașov, Făgăraș, Sibiu, Petrus. Persoanele care au condus pe călător la tren sunt sigurate. Besetzt. Alle sechs Plätze sind besetzt. Für wem? Für mich. Wie wir sagen, für uns. Für die Wehrmacht. Ihr Lieber, warum? Asta a fost cam călduroasă. Replierele se apropie de Iași. Asta e ziarul de ieri. Bilet la control. Călătorii plăcută. Aveți permis de călătorie gratuită. Sunteți orice feristorie. Demnitar. Așa ceva. E chiar atât de interesant ceea ce citiți, domnule locotenent. Da, domnule. Pune-mi el la ceafă și nu te mișca. Ridică pardelele. Ești arestat, domnule Ștefănescu. Te urmărim de la bijutier din pasaj. Ai o activitate intensă. Cred că e o confuzie, domnilor. Nu e nicio confuzie, domnule locotenent. Ridică. Aș ruga să nu strigi. Să nu fiu nevoie să iau și alte măsuri. Așa, logodiți, mă simt mult mai liniștit. Îmi permiteți, domnule locotenent? Ia te uite. Puteți să spuneți la ce folosesc toate astea? M-am gândit că după ce voi ieși la pensie să mă apuc de pedicură. Ai haz, domnule locotenent. Până la Ploiești nu o să ne plictisim. Dar să știi că oameni ca dumneata nu ajung ei la pensie. Ce ai discutat cu bijutierul? Care bijutier? Îmi pare rău că ne subapreciez, domnule locotenent. Niște agenți cu experiență n-ar fi făcut greșeli grosolane. Nu sunt omul pe care îl căutați. Ce ai discutat cu bijutierul? Care bijutier? Ah, moșurică din pasaj? Da, da, da. Foarte simpatic, bătrânul, dacă am hoț. Știți cât mi-a cerut pentru o verighidă? Bătrâne, rugăminte. Ce vrei? Adu-mi o cafea. Acum? În curând se întâmplă plăie și cine știe dacă mai apucăm să bem o cafea. Nu crezi că... Nu cred nimic. Și la nevoie, îl am pe Gigel. Și Gigel are întotdeauna un glonț pe țeavă. Nu vreau cafea, domnule locotenent. Vă mulțumesc, sunteți foarte amabil, dar nu servesc. Mă rog,
Când am fost mic, am avut o semăgărească și întotdeauna când beau cafea, fac palpitații. Acum acasă și obraznic. Du-te. Cuși suntem la Ploiești. Te așteaptă o mare surpriză, domnule Ștefănescu. Nici nu știi câți oameni vor veni să te întâmpine. Asta înseamnă că mi se dă importanță. E normal. Pare rău că m-ați luat prin surprindere și m-am emoționat. Aș putea să ies puțin până afară? Adică vrei să te însoțesc? Cred că m-am exprimat greșit. E singura favoare pe care ți-o cer. Am un rinichi căzut și... Ce nu fac eu pentru rinichi căzut? Dar te avertizez. La prima mișcare necugetată, îl folosesc pe Gigel. Intră. Am onoarea să vă salut, domnule comisar șef. Spune. Am primit un telefon de la departament. Domnul subsecretar de stat se interesează personal de ofițerul urmărit. De unde știe domnul subsecretar de stat de locotenentul urmărit? Domnul baron von Erhardt a plecat de aici, la departament. El a informat. A cerut să fie ținut la ren cu tot ceea ce se întâmplă în legătură cu Ploieștiu. Am să vorbesc personal cu domnul subsecretar de stat. Am înțeles, domnule comisar. Îmi permiteți? Vă rog. Nu știți ce forme trebuie să îndeplinite pentru acțiune de divorț? Nu, domnule. E adevărat că trebuia să am și o servietă sub braț, dar am pierdut-o. Nu știu despre ce vorbiți. Poate n-ați fost atent la întrebare. Nu știți ce forme trebuie să îndeplinite pentru o acțiune de divorț? V-am mai spus. Nu știu despre ce vorbiți. Stai puțin, ciungule. Uniforma pe care o vezi e cum promut. Toți ofițerii NEM sunt legitimați. De-abia am reușit să vin până aici. Și cu ce aș putea să vă ajut eu? În primul rând să-mi faci rost de un costum de haine civile. De unde? Cumperi. Mă găsești în casa bombardată de peste drum. Da, eu sunt. Ce s-aude, Georgescule? Nu înțeleg. Ce zici? Nu se poate. Cum? Dar ați fost doi oameni, ce dracu? A sărit din tren? A, bănuiești doar. De ce nu i-a spus Cătușe? Înseamnă că a sărit cu Borza împreună. Nu. Nu, zău că nu mai înțeleg nimic. Te dau afară, Georgescule. Te suspend, te dau la circulație, Georgescule. Popazule,
Te duci în pasaj și-l arestezi pe bijutier. Îl aduci aici. Și mandatul? Tâmpit ești, popazule. Am înțeles. Ești aici? Unde? Ești pe aici? Da. De ce nu răspunzi? Credeam că nu mai vii. Nu prea ai gust, ciungule. N-ai găsit altă culoare? Era singură pe măsura ta. Realitatea este că am glumit. N-am avut niciodată un costum așa frumos. Ne vedem după colza? Cu permisiunea dumneavoastră, am să vă pun câteva întrebări. A fost azi în magazinul dumneavoastră un ofițer? Da. Ce ați discutat cu el? Despre veriete. Ce anume? Poate împovestiți pe cât posibil cuvânt cu cuvânt. Dacă îmi voi putea reaminti exact. V-am spus pe cât posibil. I-am explicat că, din cauza războiului, nu se mai poartă verighete late. Vedeți, dumneavoastră, domnule comisar șef, și bijuteriile, o viața lor, apar, strălucesc și se demodează. E interesant, domnule Constantinescu, numai că... Stai, să rămânem la subiect. Deci, i-ai spus verighete late. Asta este o parolă? Cum adică parolă? Spunându-i verighete late, i-ați transmis ceva anume? Da. Spuneți. Și anume? Că purtarea verighetelor late e o frondă. Țara face sacrificii supraomenești. În apus de multă vreme, oamenii poartă verighete subțiri. Dar aveți o memorie formidabilă. Textul ăsta îl spun tuturor clienților. Deci nu vreți să-mi spuneți unde l-aș putea găsi pe locotenent? Aș vrea, dar nu știu adresa. Atunci noi, domnule Constantinescu, nu mai avem ce discuta. O să vă încheteze în continuare domnul Buzatu. Sper cu el o să fiți mai înțelegător. Nu uitați, am nevoie de acest locotenent. Îmi pare rău că nu v-am putut fi de folos, dar nu știu nici măcar numele. Poate în timpul discuțiilor cu Buzatu să vi-l reamintiți. Să vină Buzatu. Vă mai dau o șansă. Spuneți-mi adresa. Nu știu. Ți-am spus să citești codul manierelor elegante. Ascultă, îl duci pe domnul Constantinescu jos și le întrebi unde putem da de locotenentul Ștefănescu Mihai. Insiști. Sper că discuția o să-ți facă plăcere. Domnul Constantinescu are o viziune filozofică asupra vieții și a metalelor prețioase. Nu e nevoie să consemnezi decât adresa unde îl putem găsi pe locotenent. E clar? Am înțeles, domnule comisar șef. În jumătate de oră o să aveți adresa locotenentului. Dumneata nu prea ai încredere în mine. Nu prea, dar nu trebuie să te simți jignit. N-am încredere în nimeni, uneori nici în mine. Îmi plac oamenii precauți. Neîncrederea e o foarte bună armă de apărare. Ai, da, da. Atunci de ce m-ai ajutat? Cum de ce? Pe ofițerii germani ajută întotdeauna cu foarte mare plăcere.
Mai ales pe cei care vor să divorțeze și nu știu ce forme trebuie să îndeplinite. Auzi? Pe mine nu mă interesează starea civilă a oamenilor. Eu sunt un celibatar convins. Am senzația că avem aceleași convingeri. Și acum fii atent. Îți vorbesc foarte serios. Eu n-am ce asigurări să-ți dau. Nici nu ți-am cerut. Ba da. Trebuie să știi cine sunt, altfel nu mă poți ajuta. Iar eu în clipa de față am nevoie de tine. În primul rând n-am unde să stau. Mai bine zis, n-am o adresă de unde să mă iei dacă vei avea nevoie de mine. Mi se spune dum-dum. Poți verifica. Nu știu despre ce verificări vorbești. Da, dacă vrei, o zi, două, poți sta la mine, la canton. Dacă nu, ne despărțim chiar acum. Bănuiesc că ești dezertor. De unde și cum ai învățat românește nu mă interesează. Ți-ai dat seama că războiul e pe sfârșit și vrei să salvezi pielea. Ce s-a aude, buzatule? Încă nimic, domn șef. De ce nu închizi robinetul, buzatule? Nu-mi place când e liniște. Mă, buzatule, pe tine nu se poate baza omul. Ție nu-ți intră în cap că morții nu vorbesc? Mi-am făcut datoria, domn șef. Cum mi-ați ordonat dumneavoastră? Ți-am ordonat eu să-l omori? Nu-i mor, domn șef. Crezi că mie îmi face plăcere să dau într-un bătrân care face pe el de fiecare dată când îi dau câte o palmă? Aș fi luat eu cu binișorul, dar dacă n-am vrut să vorbească... Trezește-l. Rezistă mama lui Dejdean. Tași-mă că nu e Jidan. Dacă e bijutier, e Jidan. Uite că își revine. Așează-l într-o poziție verticală. Mi-e incomod să vorbesc că a plecat. Vă rog să mă scuzați, domnule Constantinescu. Abia acum am aflat că ați fost maltratat. E o rușine. Voi lua măsuri de sancționare a vinovaților. V-aș ruga să-mi spuneți tot ce știți despre ofițerul care v-a vizitat azi dimineață. Vreau țină apă. N-ai auzit? Domnul Constantinescu dorește puțin apă. Plătește cana, buzatule! Domnul Constantinescu e un intelectual. Vrei să facă herpes? Întrebam de ofițer. Vreau să vorbesc cu un avocat. Faceți o petiție. Se poate vorbi la telefon. Instituția noastră nu rezolvă lucrurile prin telefon. Nouă ne trebuiesc acte justificative. Desface o petiție, noi o avizăm, trimitem la departament, departamentul la minister, o avizează și ei și petiția ajunge la barou. Răspunsul va sosi pe aceeași cale. Unde-l găsesc pe locotenent? Vă rog să vă gândiți bine la întrebarea pe care v-am pus-o. Nu veți pleca de aici până nu răspundeți.
Ai somn bun, domnule Dumdum. Ai spus ceva? Am spus că ai somn bun. Acum că am dezertat, nu mai am probleme. Dacă spui că ai terminat cu militaria, de ce ai mai păstrat pistolul? Nu-mi imaginam că vei cotrobăi prin buzunarele unui oaspete. Din spirit de conservare. Ai un pistol frumos. Nu-mi place când se pun adjective la arme. Unele merită, uite, de pildă asta. Pistoalele astea sunt folosite de cei de la siguranță. Nu te mișca. Vreau doar să mă întorc, am amorțit pe partea asta. Să știi că pistolul nu e încărcat. I-am scos gloanțele de frică să nu cadă pe mâna unui nepriceput și să facă vreo prostie. Dar aș vrea să știu ce e în creierul al tău. Circumvoluțiuni. Multe circumvoluțiuni. Iartă-mă, mi-e somn și vreau să dorm. Noapte bună. Am onoarea, domnule colonel. Îmi permite să raportez. A venit un comisar de la siguranța statului și vrea să vă vorbească. Și ce vrea de la mine acest comisar? Nu știu, domnule colonel. Am insistat, dar n-a vrut să-mi spună. Ascultă, domnule capitan. Cum a ajuns să stai aici? Și eu m-am întrebat, domnule colonel. I-am cercetat toate hârtiile. Are absolut toate aprobările, inclusiv semnătura domnului subsecretar de stat de la interne. Și de la noi? Și. Domnul general Matei l-a trimis la dumneavoastră. Mm-hmm. Înseamnă că n-am încotro. Am înțeles. Vă rog. Bună ziua, domnule colonel. Mi-e foarte neplăcut, vă dați seama, domnule colonel, dar n-am încotro. Am fost obligat să vă deranjez. Am primit sarcina chiar de la domnul subsecretar de stat. Am fost informat. Înseamnă că... Nu înseamnă nimic. Am fost informat că aveți semnătura domnului subsecretar de stat. Atât. Vă rog, luați loc. Da. Domnul subsecretar de stat ar vrea câteva informații despre un locotenent care lucrează în subordinele dumneavoastră, chiar aici la comandament. Și ce informații v-ar interesa? Da, mă iertați un moment. Alo. Da, domnule general. Am înțeles. Vin chiar acum. De aici se vede cea mai frumoasă perspectivă din toată clădirea. Sper să nu vă plictisiți. O să te caute cineva de la siguranța statului. Are o delegație cu foarte multe ștampile. E la mine în birou. Înseamnă că am întârziat, îmi pare foarte rău. S-a întâmplat ceva cu Ștefănescu. Arestat? Cam așa ceva. Nu cred însă că au pus mâna pe el. Ori îl caută, ori a reușit să evadeze. În schimb, l-au arestat pe bijutierul din pasaj. Și ce trebuie să fac? De aceea te-am chemat. Fă în așa fel să nu pună mâna pe locotenent. Pentru asta ar trebui să-l arestez. Cuvântul e prea dur. Încearcă să-l reții. Nu știu cum. Găsește și tu o formă birocratică. Mă rog, serviciu special are mână liberă. Am înțeles. Și mai e ceva. S-ar putea ca cei de la interne să se agite. Mm-hmm. Totul trebuie îmbrăcat într-o formă onorabilă. Justificabilă. Am să încerc să o găsesc. Sper că nu v-ați plictisit. Nu, domnule colonel, peisajul e într-adevăr frumos. Dar n-aș vrea să vă mai rețin. Domnul subsecretar de stat ar vrea să afle unele date despre locotenentul care e în serviciul dumneavoastră. Mm-hmm. Mă mir că domnul subsecretar de stat mi se adresează mie.
când putea vorbi direct cu comandantul CMC-ului. Da, mă rog. Eu vă pot oferi o sursă și mai bună. Orice informații le puteți obține pe cale ierarhică de la Ministerul de Război, Serviciul Imatriculare. Știu, domnule colonel, dar calea asta e prea lungă. Lungă, dar sigură. Vă rog să luați loc. Ah, și pentru că tot v-ați deplasat, aș vrea să vă ajut eu. Despre cine e vorba? Locotenentul Mihai Ștefănescu. 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 Ah, ce coincidență. Chiar azi am semnat o circulară de punere sub urmărire a locotenentului Ștefănescu. E dat dezertor. Chiar v-aș ruga, dacă dați de el, să ne anunțați și pe noi. Am comis o infracțiune. Am dezvăluit un secret militar. Ce secret? Păi, am pomenit de o circulară de punere sub urmărire. N-aveam dreptul să o fac. Ordonați. Ați verificat actele domnului comisar? Da, domnule colonel. Deci ai verificat că iscălitura domnului subsecretar de stat este autentică? Autenticitatea iscăliturii nu a fost verificată, domnule colonel. Ești liber, domnule capitan. Dumneavoastră mai rămâneți, domnule comisar. Da. Vă rog să luați loc. Da, domnule colonel. Am spus luați loc. Autenticitatea iscăliturii e ușor de verificat. Nu. Un simplu telefon și... Nu e chiar atât de simplu. Noi la armată, vreau să spun la serviciul special, avem nevoie de certitudine. Autentificarea chiar de către domnul subsecretar de stat e mai mult decât o certitudine. Nu, domnule. Dumneata îmi dai un număr de telefon și de la capătul celălalt al firului cineva se dă drept subsecretar de stat și face o autentificare falsă. Dar șeful de cabinet? Cine îmi garantează că vorbesc cu șeful de cabinet? Îți mărturisesc sincer. Dumneata mi-ai fost suspect de la început. Cum te numești? Ion Preda. Domnule colonel, e o neînțelegere. Vă rog să autentificați semnătura domnului subsecretar de stat. În orice caz, vom trimite o scrisoare la Ministerul de Război. Asta e singura cale oficială. Ministerul va adresa o cerere în acest sens Ministerului de Interne și ei ne vor răspunde. Dar asta poate să dureze câteva zile. Maximum o săptămână. Stai jos. Stai jos dacă nu chem o santinelă. Cum poți dumneata dovedi că ești Preda sau mai știu eu cum? Am acte. O să verificăm și autenticitatea actelor. Văd că porți uniformă. De comisar. Bănuiesc că uniforme din astea, chiar cu două stele, se procură ușor. Spune-mi numele adevărat și ce cauți la comandamentul militar al capitalei. Te previn însă, pentru culegere de informații care ar putea servi unui stat cu care suntem în stare de război, se dă pedeapsa capitală. Domnule capitan, îl duci pe falsul comisar la arest. Fără aprobarea mea, nimeni nu are voie să ia contact cu el. Vom continua ancheta mâine. Marfarul 4317, 48 de vagoane cu muniție, pază slabă. Celelalte patru garnituri sunt venite de pe frontul de la Iași. Și unde e acum 4317? În gara Triaș. Păpușa. Am recuperat una. Într-o zi, două va fi la destinație. Omul din București? A venit. Adică nu știu precis. Ce fel de răspuns e asta? A venit sau nu a venit? A venit. Parola exactă, dar era îmbrăcat în uniformă germană. Ce importanță au hainele? Au. Îi lipsea și semnul de recunoaștere. Nu uita, pentru acțiunea Concordia, mi-ai spus că este important orice detaliu. Unde acum? În podul unei case bombardate. Ar trebui verificat. Legătura din București sosește abia mâine. Nu știu, mie mi se pare că... Ți-am spus să scoți din vocabular, mie mi se pare sau s-ar putea. Acțiunea noastră este pregătită de 4 luni de zile și nu riscăm capul numai tu și cu mine. Ai înțeles? Am înțeles. M-am înțeles. Atunci propun să-l ducem la profesor. Acolo e în destulă siguranță. Oricum, tot acolo va fi dusă și păpușa. Și? Atât.
De acolo de la mansardă n-are cum să plece sau să comunice. L-am ținut sub observație până când reușesc să-l verifici. Spune că îi se zice dum-dum. Nu-mi place cum sună. Nici mie. Totuși aș avea încredere în el. Iar folosești vocabularul cel vechi. Mă corectez. Am încredere în el. La ziua. Da. Poftiți. Poftiți, domnule ceferist. Domnule profesor, v-am adus noul chiriaș. Mi-a mărturisit pe drum că nu este foarte pretențios. Pretențios sunt eu. Vreau chirie înainte pe toată luna. Bineînțeles, cât? 400. Aproape chiripir. După ce să vezi camera, nu știu dacă ai să mai gândești la fel. Da, mă rog, dumneata ai nevoie de casă, eu am nevoie de bani. Dacă v-ați înțeles, eu plec. Mulțumesc. Bună ziua. Mi-ar fi plăcut să spui la revedere. Dacă ții la chestii de-astea, atunci fie. La bună vedere. Iertați-mi indiscreția. Dumneavoastră, cu ce vă ocupați? Cu nimic, sunt pensionar. Asta nu e o profesie. Cu ce v-ați ocupat înainte de a ieși la pensie? Tinere, mie nu prea îmi plac chiriașii curioși. Dar, ca să poți dormi liniștit, îți răspund. Am fost profesor de limba și literatura română. Ești mulțumit? Da. Știind la ce vă pricepeți, voi putea alege subiectele de discuție. Da, da, mie, permiteți. Nu prea îmi plac discuțiile. Da, poftim. Iată camera dumitale. Și cum ies de aici? Numai cu ajutorul meu. Acum că v-am dat avansul, nu mai am ce face. Și pentru cămăruța asta îmi cer dumneata 400 de lei? Astea sunt prețurile, domnule Iriaș. Dacă nu-ți convine, poți să pleci. Îmi convine de minune. Mai ales din cauza priverii, știi, care se vede de la fereastră. Bună ziua. Pe cine căutați? Caporalul Ionașcu de Marie. Ah. Salonul 3. Am înțeles. Tot la Ionașcu de Marin? Da. Vasile, da. Vasile, altă trebuie și eu. Să rămână. Dacă stociul n-a venit până acum, înseamnă că nu mai vine. Așa că trecem la ordinea de zi. Proiectul de aruncare în aer al rafinăriei Concordia a fost aprobat. Știți, de altfel, că toate pregătirile sunt aproape gata. Dumneata, doctore, răspuns de sediu. Organizez apărarea. Eu operez toată ziua. Știu. Între două operații. Cine se prezintă voluntar să transporte păpușa? În cazul acesta, o să tragem la sorți. Scriu eu bilețelele. Pe dumneata te trec, doctorul. Dumneata, cum te numești? Vintilă. Thank you.
Amaru. Pentru că e vorba de el, propun să mai tragem un bilet. Să-l mai ajute cineva. Nicolae Baciu. Ai cam întârziat, băiete. Hai, ia stai jos. Dar avem timp de stat? Avem. Ce zice tu dacă ți-aș rupi eu urechile alea? Păi aș țipa, ce să zic? Bine, mă, blestematule. Ce scria pe bilețelul care l-ai tras? Vămaru. Dar ce-ai fi făcut dumneata dacă s-ar fi aflat că ai trișat? Ia te uită. Și cum de nu te-ai făstăcit, mă? Păi n-aveam voie. Era pentru prima dată când participam la adunare cu bătrânii și făceam multe ciu de râs. Păi ce era să fac? Spune și dumneavoastră. Așa? Atunci pune mâna și ajută-mă să dăm lemnele astea deoparte. Ce tot vă căcăiți cu coșul acela? Mai bine vino și pune mâna și ne ajută. Ia că vine acum, stai așa. Așa. Mai încep, moșule, când spargi farfurile. Farfurii aici? Eu credeam că e o colecție de tuciuri. Deci știam că încălcați fervecă aduceam un scripit. Ți-ai găsit de vorba? Știi adresa? Știu, că mi-ai spus până acum de 100 de ori. Călaraș 8. Bine, moșule. Tu faci o retrice înainte și mă aștepți acolo. Nu ne-a petrecat, însoțesc eu căruța. Bine. Moșule, ai grijă cum mergi și să ocolești hârtoapele! Ai întârziat. Trenul a întârziat. A fost razie? Nu. Vei spune? Rele. De când te știu, nu mai vești proaste mi-a dus. Ia spune. Pirotehnicianul a căzut. A căzut sigur? Se bănește că a fost arestat în tren. A căzut și legătura lui bijutierul. L-au ridicat în aceeași zi. Înseamnă că a vorbit? Nu știu. Dacă ar fi fost adus la București, ar fi aflat. Și bijutierul? Aia n-a rezistat. Cum? Și ăsta a vorbit? Nu. A decedat. Dar cine a mai vorbit? Cel arestat în tren. Am spus despre el, nu se știe nimic sigur. Și arestarea e doar o presupunere. Știi cumva numele lui conspirativ? Nu știu exact. Parcă avea un nume de Glonte. Dumnezeu? Așa ceva. Dacă nu e unul substituit, s-ar putea să fie chiar el. N-am înțeles. Și n-am spus nimic. Am îmbătrânit și am început să vorbesc de unul singur. Trimiteți alt om? Mi s-a spus că o să mă întrebați asta. A trebuit să găsiți pe cineva aici. În cazul ăsta termină? Rămâne același. Imposibil. Mi s-a spus că o să folosiți și cuvântul ăsta. Când te întorci? Ca de obicei. Pleci atunci cu 1:20, tot prin triaj. De foame? Cum dracu să nu-mi fie? Am stat toată ziua în cușca asta pe care dumneata o numești cameră. Măcar apă să-mi fi dat. De ce n-ai cerut? Nu sunt obișnuit să cerșesc. Și speram să-mi aducă ciungul ceva de mâncare. În contract nu-i prevăzut să primești vizitatori. Bănuiesc că te referi la femei. Și la femei și la bărbați. Nu-mi plac oameni străini în casă. Și eu sunt străin. Nu tocmai. Ești chiriaș. Bine, profesore. Și ce mi-oferi de mâncare? Te informez că îmi place să mănânc foarte bine. În cazul ăsta trebuia să tragi la Berbec. Acolo au mâncăruri mult mai multe și probabil camere mai spațioase. Mie nu-mi plac decât camerele mansardate, intime. Mâncarea pe care ți-o pot oferi eu e direct proporțională cu camerele pe care le prefer. N-am decât pâine și salam. Vara salam? Din păcate, asta e tot ce am în casă. Da, nu, și puțin rom. Dar bănuiesc că pe căldura asta nu ești în stare să consumi alcool.
Sunt în stare, profesor. Habar n-ai de câte lucruri sunt în stare. Am avut sarcina să asigur plecarea omului nostru de legătură. Și? A căzut într-o ambuscadă la gara, a fost rănită la picior. De ce n-ai dus întâi la un doctor? Ce să-i spun? Cine a rănit-o? Da, ai dreptate. Și acum unde e? Jos în mașină. Ce s-a întâmplat, profesor? Te plictisești? Nu. Am mai luat un chiriaș. Tot în camera asta? Altă cameră n-am de închiriat. Înseamnă că vom plăti chiria în doi. Dar să știi că Albat nu e în încăpere. Mai e un scaunel. 200 pentru un scaunel? Să stea nouă venit pe scaunel. Eu am dreptul primului venit. Nu pot face mai mult acum, domnișoară. O să rămâneți aici. Mâine poate aduc un doctor. Și dumnealui? E cam în aceeași situație ca și dumneata. Va trebui să vă împăcați. Dar nu deschideți fereastra fără să stingeți lumina. Deocamdată atât. Ce asta? Un dulap care masiază intrarea. Ah, de ce? Văd că pui aceleași întrebări pe care le-am pus și eu. Ca să nu mor de curiozitate, spun. Să nu te găsesc. Îmi pare rău că te-am deranjat. Mie îmi pare bine. Mă plictiseam singur. Da, da. O să obosești când în picioare. Te deranjează dacă fumezi? Nu.
Poate ar fi bine să te întinzi. Mi-e teamă să mă mișc, să nu mi se deschidă rana. Bine, dar... poți să-mi arăți și mie? Te pricepi? Mă pricep la foarte multe lucruri. De fapt, am vrut să mă fac chirurg, dar mi-am greșit cariera. Hai. Calibru mic. Probabil un revolver. Ai avut noroc. Se vede și locul ieșirii. Mare noroc. Un bandaj în orice caz nu strică. Ce e aia? Rom. Din păcate e foarte slab, dar oricum conține puțin alcool. Te rog foarte mult să nu strici. Profesorul e foarte sensibil la zgomot. Și dacă mă doare tare? Îți muși buzele. Să spălăm puțin rana. Nu e chiar dezinfectată, dar pe timp de război merge. E cel mai frumos picior pe care l-am bandajat vreodată. Ai mai bandajat picioare? Nu. Atunci? Ți-am făcut un compliment. Deci, trebuie să-ți mulțumesc de două ori. Și pentru bandaj și pentru compliment. Oricum, mă simt mult mai bine. Mă bucur. Mă mai ustură puțin, dar nu mai am durerea aia surdă. Te super dacă rămân întinsă? Dimpotrivă. Urăsc patul ăsta. Am stat toată ziua în el ca într-un sicriu. Locuiești de mult aici? Nu prea de mult. Și de ce ești aici? Sincer să fiu, nu știu. Am înțeles. N-ai voie să vorbești. Știi? Deși m-ai bandajat, bănuiesc că nu ești medic. Cu ce te ocupi? Acum, întâmplător, sunt fără ocupație. Și când nu șomezi? Am o meserie ingrată. Deosebesc după formă o bombă incendiară de una cu exploziv. Asta e meserie de ocazie. Și când o să se mai bombardeze? O să șomez din nou. De fapt, știu să minez poduri și căi ferate. Asta e meserie destructivă. Dar după război, cei care vor mina poduri vor fi arestați. A trebuit să înveți altceva. Dacă nu-ți place meseria despre care ți-am vorbit, pot să inventez și altele. De fapt, am vrut să mă fac ceaprăzar. Să născocesc noi modele de pălării. Am înțeles. N-ai voie să vorbești. De felul meu nu sunt curioasă, dar... din păcate nu-mi e somn și nu pot să fac pe muta. Sau vrei să tac? Nu, Doamne ferește. Tu cu ce te ocupi? Sunt studentă. Am uitat că în România studentele sunt vânate ca vulpile. Nu, dar azi, din greșeală, am trecut pe lângă un poligon de tragere și am nimerit pe partea țintelor. Deci am convenit că ești student. Probabil la matematică. Pentru că ceea ce mi-ai spus are cel puțin două necunoscute. Nu n-ai ghicit, sunt la limbile germanice. Te-ai orientat bine. Germania e la modă. Nu de asta. Îmi place Goethe. Dacă îmi promiți că nu te miști, poți să te așezi lângă mine. Ești darnică. Nu-i frumos ce spun, dar îmi pare bine că ai trecut pe la poligon. Altfel nu ne-am fi cunoscut niciodată. Dacă n-ar fi fost război, poate ne-am fi întâlnit la cineva sau undeva pe stradă. Poate am fi trecut unul pe lângă celălalt. Imposibil. Te-aș fi observat. Cum te cheamă? Ana. Aș fi jurat că te cheamă așa. Chiar? Minți atât de frumos că aproape te cred. Nu e bine când o fată crede tot ceea ce îi spune un bărbat în prima noapte. O să-mi fie învățătură de minte. E prima noapte când stau împreună cu un bărbat. Vrei să spui că... Nu vreau să spun nimic. Cine ar putea fi? Nu știu, dar e cam târziu pentru o vizită. Să nu-mi spui că trebuie să plec. Nu. Atunci e bine.
Te-am așteptat toată ziua cu sufletul la gură și te găsi să vii tocmai acum. Ce s-a întâmplat? Pirotehnicianul cu servietă galbenă a fost arestat în tren. În sfârșit, ați aflat-o și voi. Vă să zic că de-aia m-ați ținut aici. Da. Și ai venit să-mi comunici asta tocmai acum, la două noaptea. Nu. Am venit să te duc în pivniță. Avem o bombă neexplodată. O bombă? Cum a ajuns acolo? N-are importanță. Ba are. Poate fi cu explozie întârziată. Așa și este. Trebuie dezamorsată. Avem nevoie de trotil. Aici. La seara. La seara. Prietenul meu. Cum să spun? Dacă e prietenul tău, e de ajuns. Unde e? Acolo. E un Wickers, baby. Vrei să mă ajuți? Ți-am adus astea. Altceva n-am găsit. Cred că ar fi bine să plecați. Și cam la ce depărtare am fi în siguranță? Fiind în pivniță, cam la vreo 100 de metri. Bine, atunci de drum. Cum doriți. Suntem prea mulți în încăpere. Ciungul mi-e de ajuns. În caz că se întâmplă ceva, mâine puteți fi de folos în altă parte. Vorbești cam mult, Dumdum. Cum ai reușit să evadezi? Am auzit că ai fost legat de un agent. Nu erau cătușe adevărate. Dar dacă te interesează amănunte, am să-ți povestesc altă dată. Dacă aș fi avut servieta, era mult mai ușor. Focosul a stat mult timp în pământ și cine l-a scos nu l-a curățat cum trebuie. E bine că englezii sunt foarte serioși. Folosesc oțel inoxidabil. Nu vă plictisesc dacă trâncănesc? La noi asta e o tradiție. Vorbind, nu auzi tic-tacul care te nebunește. Sper că sârmăra aia a fost implantată cu grijă. Să nu fac atingere. Americanii lucrează mai neglijent. E drept în serii mult mai mari. Un mecanism ca ăsta costă vreo 21 de lire. E un arc special imposibil de întins. Ciungule, dăm puțin lămpașul. Sunt la ultima rilă. Dacă reușesc să-l scot perpendicular, tot o să fie în regulă. Ai o țigară? N-ar fi mai bine ca... Nu, cel mai bine e să mă odihnesc puțin, să-mi treacă tremurul mâinilor. Nu, așa nu observați nimic. Uitați-vă la umbră. Asta e a 29. Plutonierul de la care am învățat meseria putea să deosebească ritmul tic-tacului. Putea spune dacă arcul e pe sfârșite sau nu. Mie întotdeauna mi s-a părut că e pe sfârșite. Și acum? Și acum. Și nu se poate opri mașinăria asta? Numai după ce termin de fumat țigara. Fata pe care mi-a trimis-o în cameră cine-i? Se numește omul de legătură numărul 2. Frumos nume. Vino mai aproape cu lămpașul. Trebuie să deosebezi bine culorile sârmelor. Roșu întotdeauna face contact. Albul e legat de baterie. Asta nu mai explodează.
numai dacă masa nu s-a încărcat cu electricitate. Dar englezii izolează bine sârmele. Sub hârtie, asta e un înverici de staniol. Barele de trotil sunt legate în lanț, dar sunt inofensive. Chiar mi-aduce vești proaste? Nu. De ce ai coborât? Știi, mi-ar fi fost neplăcut să mor singura. Dar coborând poți să rămâi șchioapă. Hai acasă, domnișoară, bănuiesc că va trebui să te pansezi din nou. Ești o proastă. Faci șotron într-un picior două etaje. Un singur etaj. Și în pivniță? Până acolo sunt numai câteva trepte. Plus coridor până la boxă. După discuțiile purtate cu tine, credeam că ești o fată deșteaptă, dar văd că n-ai minte deloc. Ba, dar ți-am spus, nu vreau să mor singură. Chiar dacă ești la limbile germanice, ai fi putut să înveți că oamenii se nasc și mor singuri. Atunci îți spun de ce am coborât. Bănuiam că o să mă aduci înapoi în brațe. Ai spus că eu mint frumos. Te plagiez. Tu ești o mincinoasă frumoasă. Dormi. N-aș vrea să am o prietenă șchioapă. Asta loc de somnifer? Ia-o cum crezi. Trezește-o. De-abia a dormit. N-are importanță. Nu dorm. Ce s-a întâmplat? Peste 10 minute va trebui să fii în stradă. Vine cineva să te ducă la un doctor. Dar din păcate va trebui să mergi pe jos. Am să încerc. Hai. Hai, fetița mea. Nu-mi spui nimic? Așteptam să-mi spui tu ceva. Te aștept aici. Atunci am să încerc să vin repede. Trebuie să văd pe unde ai ieșit blondele. Cel care mi-a dezinfectat rana mi-a spus că a ieșit sigur. Un profesionist? Da. Chirurg. Atunci de ce nu te-a operat imediat? Pentru că n-avea la el decât un cuțit de bucătărie, un clește de tăiat sârmă și niște șurubelnițe. Ai întârziat două minute. Alarma aeriană. Nu mă interesează alarma aeriană. Cea mai mică întârziere, greșeala cea mai mică, poate să fie fatală. Stai jos. N-ar fi mai bine să notez? Nu. După discuție și hârtia mea va fi arsă. Memorez tot ceea ce îți spun. Fii foarte atent, armașule. La 20 de metri de intrarea principală în rafinărie, vei găsi un om rezemat de zid. Îl întrebi, mi-a adus cina? Omul nu-ți va răspunde nimic. Îți va da o servietă, fii atent cum umbli cu ea. Conține 2 kg de trotil, montat de un ceas. E clar? Da, da. La 9:05, intri pe poarta principală. Se va deschide aripa pentru camioane. În curte, ocolești turnul de apă și te îndrepți spre clădirea administrativă. Acolo stă o santinelă. Îi spui, mă duc la laborator. El îți va răspunde, al doilea coridor pe stânga. Mă duc la laborator, al doilea coridor pe stânga. Exact. Tu intri și urci la etaj. Intri în primul birou. În birou nu va fi nimeni. Deschizi fereastra și cobori scara de incendiu. E singurul loc nepăzit. Mergi de-a lungul instalațiilor până aproape de flacăra de control. Când se mărește flacăra, înseamnă că poți să traversezi curtea a doua. La turnul central îl găsești pe Marcu. Îi predai servieta și revii. Drumul este același. Da, am înțeles. Fix la 9:37 ieși pe poarta principală. Explozia va avea loc la 10:02. Da. Mai e nevoie să-ți repet traseul? Nu, nu e nevoie. Foarte bine. După aia ne întâlnim la suditul. Profesore. Da. Astea sunt biletele lui Dumdum. El și-a terminat misiunea. Te rog să-i mulțumesc și din partea mea. Da.
Mauro și-a făcut datoria? Da. Citatul este exact. Schiller, conjurația lui Fiesco, actul 3. Trebuie să plec chiar acum? Da. O să-mi fie dor de peisajul care se vedea prin fereastră. La laborator. Nu mai e nimeni în laborator. Poate mai găsesc pe cineva. Știu eu. Ai grijă de asta. Asta știu eu. Se mai mărește flacăra? Nu. Salut.
Ce s-a întâmplat? Vorbește mai încet. Stai jos. Cum ai ajuns în posesia servietei? Profesorul și armașul au fost arestați. Trebuia să anunț. O halbă. Da, vă rog. Pe cine să anunț? Ai dreptate, n-avei pe cine. Ce s-a întâmplat la rafinărie? A fost o repetiție reușită. De ce vă jucați cu viața oamenilor? Tocmai că nu ne jucăm. Trebuia repetat ca totul să meargă perfect. E vorba de o acțiune foarte importantă. Nimic nu a fost perfect. Santinela nu mai era parola exactă. Puteam să renunț chiar de la început. Iar la întoarcere, fereastra din dreptul scării de incendiu era închisă. Nu mi-am aranjat așa. Să vedem dacă putem duce acțiunea până la capăt. Chiar dacă intervine ceva neprevăzut. Bine gândit. O repetiție cu trotil. Să știi că, în primul rând, ne gândim la oameni. Și când vom acționa? Mâine. Tot lângă zidul rafinăriei, la aceeași oră. Nezei măsii, doi dinți mi-a scos nenorocitul. Și acum unde e? La fata cu piciorul împușcat. Ciungule, cheamă-l pe Ștefănescu. Bine, da. Nu i-ați explicat omului? Cum era să-i explic? Când am ajuns cu mașina lângă el, a rupt-o la fugă. Dacă nu era prisăcarul la volan, îl pierdeam. M-am luat cu mașina după el. L-am prins de la spate, el s-a trântit la pământ, mi-a dat un pumn zdravă. Ce vorbești? Abia mașina i-am spus că totul s-a contramandat. Ce s-a întâmplat? Acțiunea nu mai are loc. Cum adică nu mai are loc? Așa cum ai auzit, pur și simplu. Am înțeles. Nu aveți încredere. Dacă n-am fi avut încredere, n-ai fi fost aici. Ai făcut armata? Sunt ofițer activ. Ce grad? Locotenent. Atunci te duci la etaj și preiei detașamentul Concordia. Curând vor susi și armele. Trebuie să apărăm rafinăria de nemți. Nu mai înțeleg nimic. Ieri am vrut să o aruncăm în aer și azi o apărăm. De câteva ore România a trecut de partea aliaților. Antonescu a fost arestat. Am primit sarcina să apărăm toate instalațiile petroliere din Prahova. E clar? Am înțeles. Voi, cei de la triaj, vă instalați în apropierea turnului de răcire. Câți oameni aveți? 30. Executare. Am înțeles. Ia Nicolae. Noroc. Vin și eu cu tine. Aș vrea să mă aștepți aici. Nu, Mihai. Nu, Ana. Războiul se va termina curând. Nu fi îngrijorat. Tot am visat eu să mă fac ceapăză. Voi face pălării. Pălării de damă. Iar pentru tine voi inventa un model nou. Ceva cu boruri mari și transparente. Hai să mă aștepți. Atamanul Ion. Tu de ce ai nevoie de armă, puștule? Ca să trag după ceri. Când te-o vedea locotenentul, o să-ți dea o batistă, să-ți ștergi mucii. Ha, nu cred. Îl cunosc, îi știu și numele, îl cheamă Dum-Dum. Vezi că ești prost. Dum-Dum e Glonte. Da, dar poate fi și nume. Eu am avut unul în clasă care îl chema Gaiță și nu era pasăre, era om. Domn locotenent, eu unde trebuie să mă prezint? Cine te-a trimis la mine? Domnul capitan de la centru teritorial. Faci parte din detașamentul Concordia, te ții după mine. Am înțeles, să trăiți. Thank you.
eu transmisionistule, m-auzi? M-auzi, transmisionistule! Alo! Ce-i cu tine, Pascule? Nu vezi? Nemții? Au fost respinși. Nu se mai aud focuri decât în jurul clădirii administrative. Pierderi mari? Mari. Acolo unde am luptat eu, la stația de alimentare, au căzut 3. Stoica de la Columbia, Nicoara și unul care conducea detașamentul Concordia. Oamenii, îi spuneau. Dum-dum?